copil, au pus asta pe hat. Da, asta când a fost construit casa, au construit-o pe hat și atunci da, legea permitea asta? Da, și n-a fost dată în exploatare, abia acum, vă 2 ani în urmă, a fost dată în exploatare. Înțelegeți? Iată, asta a fost construită de părinții lui, acolo mai departe, te căutați-vă, este între mine și Chisul. Aici a fost garajul lor. Vedeți? Ce au făcut? Au făcut tot așa ceva pe cat, dacă bucata asta de pământ eu am făcut-o, de perete eu am construit-o, ca să... că erau niște șifere aici. Zic, asta e. Înțelegeți? Și acum din garaj a făcut... Da, a făcut loc public. Din garaj a făcut... Magazin sau ce are? Da, prăvălie. Cafenea. E cafenea. Și-i voi, și-i voi să o facă așa pe marginea proprietății? E voie să facă dacă eu îi dau acordul. Și nu a cerut acordul? Nu, primăria n-a trimis la mine. Și nu v-ați judecat? Acum... A, sunteți în litigiu? Deci suntem în litigiu, dar... E că uitați-o, condiționerul a fost pus la mine. De ce nu vă place condiționerul? Îmi place, dar... Picură apa sau...? E pe pământul meu, pe locul meu. A, târnă în aer deasupra lotului dumneavoastră? Băi, dă-i voie spune-o, dar poate ce-ți spui? Între liber când vor pe teritoriul străin? Da, au intrat și au instalat fără permisiune. Noaptea. Și dumneavoastră aveți în spre ei, tot aer condiționat. Și deasupra teritoriul dumneavoastră. Da, și chiar pe teritoriul, dar el de mult e pus. Și a meu încă nici nu funcționează. Aha. A meu nu, că când ați primit licență de activitate, atunci... Da, dar el e sus, el nu e afectează. Dar pe dumneavoastră cu ce vă afectează? Doar faptul că târnă în aer deasupra casei lotului dumneavoastră și... Aici e granița, e... Aici e granița, da. Așa. Bun, puteți să-l pui în parte și el, dar dacă vor pe aici, zic, băi, dă-i voi să-l pună, să nu... Am înțeles. Da. Acum, eu am făcut proiect aici. Da, un proiect aici. Proiect înainte de a face ei asta. Mm-hmm. Și am spus, uite, eu am 22 de metri pătrați. Vreau să fac brutărie. Și aș scrie pe proiect. Mm-hmm. Asta m-a trimis eu acord cu dânsul. Și nu l-a dat. Și eu am rămas cu dânsul, cu proiectul meu. Da. El și-a făcut pe hotar, dar da, ta, primăria, nu. Eu s-o făcut că el nu e vinovat. E vinovată primăria. La mine s-a cerut acord. Actuală administrație sau veche? Veche i-a permis, dar actuala când a venit, eu am fost, am pus documentele pe mază, am lămurit pe doamna primăriță, că din partea lui Dodonă ei, și i-am spus, eu acționez în judecată. Deci cum așa zic, tu ori conflictul ăsta lămurești, ori îmi dai mie voie să mă construiesc, fără acordul lui. Dacă lui îi spune, fac și eu. Eu am apă, eu am canalizație, acolo canalizație, apă. Eu pot să fac aici, în perete ăsta, fac un geam, dar uitați-l și aici, de supra lemnul ăsta, tot merge la mine pe hotarul meu. Ia că să uităm așa, pământ. Înțelegeți? Unul se poate, da, numai la primărie v-ați plâns și la, sau și la poliție? Da, și avem și la poliție scrisoare, cum a fost el instalat. Când a zis domnul de la cadastru, el a spus în felul următor, că eu trebuie să-i dau aici, cât e strășina, să-i dau lui loc, ca el să îmbră că nu i-a trebuit aici. Streșina și-a făcut-o deasupra lotului matale și m-a să-i dai și acces. Da, cadastru. Dar ce? El poate să facă streșina de vreo 2 metri și să ia mai mult. Da, eu le-am spus altfel, nu vorbi prostii. Ești domnul care primești leapă de la stat, care ți-o plătesc eu leapă și tu vorbești prostii. Nu se face așa ceva. Dar poliția ce zice? Poliția mi-a dat răspuns. Soțul să vă citească așa, unul a spus, nu cuvinte n-am ce spune, e niște prostii. Acum, altă întrebare, dacă lui s-a soțut, mi s-a dat voie așa ceva să facă. Uitați-vă, el a făcut altceva la mine. Dacă uitați-vă. Păi da, poftă vine, poftă vine mâncând. Da, poftă, da. Ia că el a făcut asta și eu am miros. A coptur, da, e plăcut mirosul. A, da, vine de la bucătărie? Da, e ce văd, deci e prepară și aici e asta e. Da, dar vedeți că așa apă asta toată ziua purge la mine pe teritoriul meu. Înțelegeți? Asta e. Ce ca să vine cu mine să urcat pe... Căleasca asta mea,
m-a îndoiet-o, cum spuma de pe ala a căzut jos aici, știți? Dar poliția, la până spun că e non, au instalat fără sânt pe teritoriu. Așa au răspuns poliția, da? Păi sunteți poliție, cum e imposibil așa ceva, să nu întâmplă? Da, dar uitați-vă, copilul și are patru părți. Pune mai în partea ce? Pune în partea cealaltă. Dar el și acoperișul ar trebui să-și pună o luce și să evacueze apa, că vă vine tot aici pe teritoriu, nu numai pe curăturile cele din... Tata lui era un normal, da. Și a murit, dar și osul... Putați-mi ne împăcam bine. Și în instanță în care ați ajuns cu litigiul ăsta? Aici, la Soroca încă, deocamdată. Da, prima instanță i-a dat câștig de cauză. Și am scris în dată la Bălț și Bălțul nici n-a pus-o pe rol, a trebuit să o încătat în face. Și când au văzut... A, o examinează a doua oară. Da, când au văzut că e atâtea încălcări, au trebuit să încoace înapoi. Și atunci, în perioada asta, el de cum a procurat pământul. Ți pune întrebare, cum ai procurat tu, care notar a înregistrat tot asta, fără scălitură cu proprietarilor? A, acolo... Acolo sunt patru oameni. Eu am vorbit cu acela. Ei au luat numai moșul, nu e? Numai pe moșul, moșul s-a scălit. Brașnic, înseamnă că are pile ceva sau cum se explică? Are muștenaș și nu strebe de nimic. Dacă el când a fost într-o mine?